Bună ziua, domnule președinte, vă mulțumim că sunteți alături de noi în studio PS News. Bună ziua, eu vă mulțumesc pentru invitație. Am structurat interviul de astăzi pe mai multe domenii, pe mai multe zone. Primul dintre ele aș începe cu activitatea PNL-ului, acolo unde aveți un rol important. Aș vrea să vorbim despre organizațiile teritoriale. Acolo unde, pe lângă faptul că există această problemă a fuziunii cu garda veche a PNL-ului, probabil că vă așteptați să luați rezultate foarte bune la anul, la alegerile locale, care să poată potența ulterior poziția partidului la alegerile generale. Astăzi, când vorbim, chiar dacă nu este relevant așa de puternic cât să se vadă cu ochiul liber, Partidul Național Liberal are două proiecte. Are un proiect politic intern și un proiect politic extern. Proiectul politic intern se referă exact la ce a spus dumneavoastră, la organizarea în teritoriu și pregătirea pentru alegerile locale. Proiectul extern înseamnă viitorul act de guvernare și pregătirea Partidului Național pentru actul de guvernare care va fi după 2016, zic eu, cel mai târziu. Astăzi, la ședința Biroului Permanent Național, am discutat despre proiectul intern. Și pot să vă spun în premieră că săptămâna asta vom stabili pentru următoarele 19 filiale, sondaje la nivelul municipiului reședință de județ. O să am cu domnul Blaga o întâlnire mâine pe casele de sondaj agreate, pe care trebuie să le agreăm și pe formularele de întrebări și analize sociologice care trebuie făcute, astfel încât să avem cei mai buni candidați în municipiile reședință de județ și să-i putem identifica până cel mai târziu la sfârșitul anului 2015. Acum, dacă tot am mers pe organizațiile din teritoriu, există unele unde fuziunea asta a mers mai greu și unde s-a lăsat un pic cu scandal. Vă pot da un exemplu clar, e public la Cluj, unde un lider din garda veche a PNL-ului, domnul Seplecan, nu se prea înțelege cu garda veche din PDL-ul vechi. Cum gestionați astfel de situații și cât de dese sunt ele și în alte județe față de cele de care noi știm public? N-ar fi corect și n-ar fi nici benefic să le spunem sub preș aceste neînțelegeri la nivelul unor filiale județene și, sincer să fiu, era de așteptat să apară astfel de neînțelegeri, având în vedere că foarte mult timp am fost competitori în plan politic. La Cluj o situație mai specială. Sunt convins că vom găsi varianta cea mai bună acolo și vom rezolva problema, pentru că e în interesul nostru și în Ardeal, în general, trebuie să rezolvăm prima dată problemele, pentru că acolo avem un bazin electoral foarte mare și e păcat să-l pierdem datorită luptelor noastre interne. Înțeleg. Peste incidentul Teodor Atanasiu, stenogramele în care vorbeam tocmai laudativ la adresa noilor colegi din vechiul PDL, s-a trecut ușor, ce unii spun că au fost cam prea puțin sancționat, să spunem așa, acest discurs. Multe lucruri au fost scoase din context acolo. Atunci când am avut discuția în interior, s-au lămurit aceste lucruri și eu cred că am depășit momentul și s-a și văzut că am depășit momentul. Recomandarea este să ne abținem. Totdeauna suntem împinși la niște declarații așa mai tăioase, dar nu cred că ne fac bine aceste lucruri. Înțeleg. Vineri, după masă, înțeleg că ați avut o întâlnire cu deputatul Uican și cu un posibil candidat la primăria municipiului Râmnicu Vâlcea, e vorba de Mircea Butău. Dânsul are ceva, mă refer la Mircea Butău, are ceva probleme penale, da? Chiar la o condamnare definitivă. A avut ceva probleme. Cum dă această posibilă candidatură pentru PNL în contextul în care unul din principalele argumente față în opoziție ale PNL-ului față de Victor Ponta au fost exact aceste probleme penale? Vedeți, electoratul liberal diferă total de electoratul social-democrat, sau cel puțin așa se vede. Electoratul liberal vrea să fie sedus. Dacă ar fi după statutul nostru, dacă ar fi fost după statutul nostru, domnul Dragnea nu candida la președinția partidului, pentru că nu e statut,
cel care are o condamnare în primă instanță este suspendat din calitatea de membru. În același timp, n-aș vrea să fim mai catolici decât Papa. Am avut discuția asta, recunosc. Domnul Mircea Butău a fost condamnat și a ispășit pedeapsa, a trecut de perioada de probă. Eu vă spun doar ce scrie în statut. Un membru de partid care este condamnat pentru orice faptă, să vă cite cu intenție, nu numai pentru faptele de corupție, își pierde automat calitatea de membru, poate reveni în partid cu acordul organizației locale după ce trece și perioada de probă. Și după fiecare condamnare, instanța spune că mai este într-o perioadă de probă de câteva ani de zile. Domnul Mircea Butău are un an de când a terminat perioada de probă. Am discutat acest lucru, e o problemă delicată pentru noi, am discutat cu filiala și cu președintele de filială, ne-a arătat niște sondaje și acolo publicul, cetățenii din Vâlcea, îl doresc pe domnul Mircea Butău în calitate de primar sau cel puțin așa spun sondajele. Centrul a recomandat multă atenție la astfel de asumări, dar până la urmă va fi o decizie a filialei pentru că respectă statutul. Bun, da, poate fi un risc pentru partid în eventualitatea unor atacuri electorale, ceea ce îi se întâmplă dânsului pe plan local. Sigur, el poate fi o persoană cu notorietate și dorită acolo, dar la nivel central, imaginea dânsului ar putea fi folosită în alte părți, în alte zone, nu? Riscul va fi față de electoratul nostru, nu față de adversarii politici, pentru că față de adversarii politici, sau în comparație cu adversarii politici, noi avem cel mai revoluționar statut. Dacă la UNPR se vorbește de prezumția de nevinovăție și abia când e o condamnare definitivă discutăm de neapartenența la partid, la PNL e suficient să fii trimis în judecată și să-ți pierzi funcțiile politice, tocmai pentru că avem un electorat mai sofisticat, unul care vrea să fie sedus și prin programele de guvernare, deci prin atitudinea ta politică.